numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori. Începem în această seară cea mai solemnă și cea mai tristă săptămână din anul liturgic, săptămâna patimilor. Ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos vine să pătimească pentru noi păcătoși. Facem și o legătură între cuvântul din seara aceasta și proiectul nostru catehetic care se leagă de începutul săptămânii patimilor. Vedeți? Pentru a aprofunda perioada curățirii de păcate, am luat ca și ghid rugăciunea Sfântului Efrem Siru, rugăciune specifică postului. În această rugăciune, Sfântul Efrem, cu multă competență, constată că în spatele tuturor patimilor stă câte un duh rău și în spatele tuturor virtuților stă câte un duh bun. Le-am luat la rând, împreună cu el, cele patru patimi mari. Iar acum, suntem la cele patru virtuți. Îl rugam pe Dumnezeu, Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert numită mie. Și ce duhuri bune să ne dea! Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării, tocmai în această seară, când începem săptămâna patimilor. Duhul răbdării, iar Duhul curăției, a gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește-mi mie slugii tale. Despre Duhul dragostei vom vorbi tocmai în luminata Duminică a Paștilor. În seara aceasta, Duhul răbdării. Începe săptămâna patimilor și Domnul Iisus Hristos vine să pătimească pentru noi și pentru a noastră mântuire. Cântările de la strană ne sensibilizează la ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi, la perioada liturgică în care intrăm acum și care ține o săptămână. Spune una dintre cântări, ați auzit-o? Cinstitele patimi au răsărit lumii în această zi ca niște lumini de mântuire. Că Hristos merge să pătimească din bunătatea sa. Cel ce cuprinde toate cu palma primește a fi răstignit pe lemn ca să mântuiască pe om. Începe săptămâna patimii. Domnul Iisus Hristos pătimește, rabdă, se răstignește, se îngroapă pentru noi și pentru a noastră mântuire și învie din morți ca să ne ridice pe toți din îngroapă. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 11, spune un lucru foarte important, referitor la răbdare. Cu ochii să fim țintiți la crucea Domnului Iisus Hristos, care, pentru bucuria pusă înainte, a suferit patimile, crucea și moartea. Așa și noi, atunci când suferim, să nu codem sub povara crucii, ci gândindu-ne la El, să răbdăm cu credință
că după cruce, după moarte, vine învierea, vine preamărirea. De fapt, la acest lucru, cum că, uitându-ne la Domnul Hristos, Cel ce vine să pătimească pentru noi, ne este mult mai ușor ca să ne ducem noi înșine crucea noastră, referitor la acest lucru, s-a rostit tocmai prima cântare de la lau, de la slujba din această seară. Și zice această cântare așa: mergând Domnul spre patima cea de bună voie, a zis apostolilor pe cale: iată, ne suim la Ierusalim și se va da Fiul omului precum este scris pentru dânsul. Și acum răspunsul nostru: să venim dar și noi cu gânduri curate, să mergem împreună cu dânsul și împreună să ne răstignim și să ne omorâm pentru dânsul despre desfătările cele lumești, ca să și viețuim împreună cu dânsul și să-l auzim zicând: de acum nu mă voi mai sui în Ierusalimul cel pământesc ca să pătimesc, ci mă voi sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru, și împreună vă voi înălța pe voi la Ierusalimul cel de sus, în împărăția cerurilor. Acesta este răspunsul nostru. Să mergem, să pătimim și noi împreună cu El și să ne răstignim față de toate răutățile din lume. Cred că toți știți pe din afară versetul pe care l-a scris Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20. M-am răstignit împreună cu Hristos și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Întâi e răstignirea și apoi învierea. În săptămâna patimilor, orice creștin bun este recules și stă aproape de Domnul Iisus Hristos. Nu-L lasă singur. Cu toate că citim în Noul Testament că atunci când a venit clipa solemnă a pătimirii și a răstignirii Lui, mai toți L-au părăsit. Atunci când părinții au întocmit rânduiala acestei săptămâni, fiecare zi a fost legată de un eveniment mântuitor. Ziua de luni ne aduce aminte de smochinul cel neroditor și de prea frumosul Iosif. Ați auzit Evanghelia citindu-se în seara aceasta cu smochinul cel neroditor și cu prea frumosul Iosif. Prea frumosul Iosif, patriarhul care a biruit ispita, este prototipul Domnului Hristos. Curăția și puritatea lui îl prefigura pe Domnul Iisus Hristos, iar smochinul cel neroditor ne prefigurează pe noi, păcătoșii, care ne aducem roade de pocăință. Marți, adică luni seara, pentru marți, se face pomenire de cele 10 fecioare din Sfânta Evanghelie. De fapt, toată această săptămână are un caracter eschatologic. După ce strana cântă Aliluia, repetă de 3 ori un tropar: iată, mirele vine la miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind și nevrednică cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții, și afară de împărăție să te încui, ci te deșteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoarea de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Așadar, marți, veți auzi Evanghelia mâine seară, marți ne aducem aminte de cele 10 fecioare. Cele 5 nebune n-au privegheat și n-au avut candelele aprinse. Miercuri, se face pomenire de femeia păcătoasă
și de Iuda vânzătorul, puși în antiteză. O prostituată s-a pocăit, a spălat cu lacrimi picioarele Domnului Hristos și le-a șters cu părul capului. Și un ucenic sătul numai de bine și răsfățat 3 ani și jumătate, îl vinde pe învățătorul său. Joi se face pomenire de sfânta spălare a picioarelor, de cina cea de taină, de rugăciunea din Ghețimane și de vânzarea Domnului. Joi este și ziua în care Domnul Iisus Hristos a instituit Sfânta Liturghie. Vineri se face pomenire de Sfintele și Mântuitoarele Patimi ale Domnului Iisus Hristos. Este ziua cea mai tristă, zi în care nici nu se oficiază Sfânta Liturghie, ci alte slujbe potrivite pentru această perioadă. Iar sâmbătă se face pomenire de dumnezeiasca îngropare și de pogorârea la iad a Domnului. Toate aceste lucruri de sâmbătă ni le aduce aminte slujba prohodului care se oficiază vineri seara. Iată cum săptămâna mare, așa cum a fost rostuită de părinți, ne ajută să mergem cu Domnul Hristos pe drumul crucii, să ne răstignim împreună cu El față de toate răutățile din lume, ca să putem și învia împreună cu El. Cine reușește să pună în practică ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, să se uite cu evlavie, cu reculegere, cu interiorizare la crucea Domnului Iisus Hristos, să-și aducă aminte că după cruce a venit biruința și învierea, omul acela greutăților sale, necazurilor sale, încercărilor ce vin peste el, le găsește o explicație. Și răbdându-le, așa cum Domnul Hristos a răbdat, la modul absolut, răbdându-le până la urmă, ajunge să ajungă acolo unde a ajuns Domnul după înviere. Pentru că în Duminica Sfântă a Învierii, la canon, cântăm lucrul acesta. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi înviez împreună cu tine. Răstignitul m-am ieri împreună cu tine, astăzi preamărește-mă cu tine într-o împărăția ta. După ce vom cânta împreună cu strana, priceazna pe care am repetat-o mereu în postul mare, vă voi citi o lectură cu un om credincios, simplu, smerit și răbdător, care, datorită răbdării sale, a ajuns să se mlădieze după chipul Domnului Iisus Hristos și să ajungă acolo unde a ajuns Domnul Hristos înviat din morți, să se preamărească. Doamne Iisuse Hristos,